Harta locurilor disponibile în centrele de vaccinare pentru programarea persoanelor care vor să se imunizeze arată o situație critică a stocurilor la nivelul întregii țări. La momentul actual sunt doar 89 de locuri libere în toată țara, printre care și în județul Mehedinți. Potrivit celor mai recente date, sunt 583 de centre în total, însă doar 213 sunt deschise pentru etapa a doua. Centrele cu circuit închis sunt fie în unități sanitare, fie în unități militare sau în alte locuri. Din păcate, în acest moment, majoritatea centrelor nu au locuri disponibile de vaccinare. Cele mai multe locuri libere sunt în Suceava, 65, urmat de județul Mehedinți și Gorj, cu câte 9 locuri fiecare, și Maramureș, Harghita și Caraș-Severin, cu câte 2 locuri fiecare. În rest, nu mai sunt locuri disponibile. Totodată, până în acest moment, 9623 de mehedințeni s-au vaccinat anti-COVID-19. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți, au fost vaccinate 70 de persoane în cadrul etapei a doua de vaccinare și 360 de persoane cu cea de-a doua doză de vaccin. În total, până în prezent, au fost vaccinate 9623 de persoane. Până în prezent, au fost primite de la Centrul de Stocare și Distribuție Craiova 11210 doze de vaccin împotriva COVID-19. La nivel internațional, persistă problema lipsei dozelor de producători, capacitatea de producție fiind limitată.